Pompierii au fost alertați de dimineață prin sistemul unic de urgență 112 de un bărbat din municipiu care semnala un incendiu izbucnit la propriu autoturism, o Dacia 1310. Incidentul a avut loc pe șoseaua București. În urma apelului, la fața locului, s-a deplasat o echipă a detașamentului de pompieri Giurgiu cu o auto utilitară cu apă și spumă. Detașamentul de pompieri Giurgiu a intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism Dacia, care se afla în trafic. Focul a fost stins în câteva minute, nu a fost pericol de propagare la alte autoturisme. Cauza incendiului este scurtcircuit electric. Deși cauza incendiului stabilită de pompieri a fost scurtcircuit electric produs de borna de la baterie, proprietarul nu își explică faptul cum s-a întâmplat atâta timp cât bateria de-abia fusese cumpărată. A luat foc de la baterie. Pur și simplu de la baterie sau o mână criminală? Nu, era băiatul în mașină. Mergea din mers, a luat foc, a pus mâna pe bornă, slab, a luat foc. Dumneavoastră sunteți proprietarul? Sunt tatăl băiatului. Băiatul a pățit ceva? Nu l-a pățit nimeni nimic, a sărit din ea și a stins focul el. Incendiul nu s-a extins și la autoturismele aflate în zona asta datorită pompierilor care au acționat prompt și au lichidat focul în doar câteva minute. În urma incidentului s-au înregistrat doar pagube materiale.